trebuie să facem tot ce ne stă în putere și să ne încredem în Dumnezeu. Într-o bună zi, acest război se va sfârși totuși. Într-o bună zi vom fi totuși din nou oameni, nu doar evrei. Nu ne rămâne decât să așteptăm cât se poate de calm sfârșitul acestei ananghii. Speak with him to tell him goodbye, to meet him for the very last time, because I know that he will hear me. He will hear me. În ziua în care s-a întâmplat, eram și eu acasă. Că fusesem în tura de noapte și mă odihneam. Copiii erau pe balcon, se jucau. Și Bobby ăsta a avut ideea strălucită să facă un concurs. Care se aplacă mai tare în afară, câștigă. Dar asta nu am aflat decât la vreo 3 zile după accident. Mi-a povestit-o copilul unui vecin din blocul de vis-a-vis. Aici suntem însă. Știu că, așa cum stăm aici toți la oaltă, ne iubim unii pe alții și credem în puterea noastră de a îndura. Viața merită totul. Zing! Thank you.
firelor de praf pe podea și zgomotul propriilor sale gânduri, cele de dincolo de frunte, dar și cele care stau ascunse adânc, adânc în cuibul cel roșu al inimii. Pleacă-i noștri. Drum bun. Noi trebuie să mergem acasă. Unde mi-e pălărie? O aduc imediat. Trebuie să ne întoarcem la casele noastre. Care ar trebui să-mi răspundă ecoul! Iona! Sufletul meu este profund atașat de corpul femeii mele. Unii sunt speriați de viața de cuplu. Se sperie la vederea femeii în cele mai sordide situații. Dragostea mea se hrănește din sufletul femeii. Îmi place să merg la cumpărături cu ea. Să avem cafea dimineața împreună. Să o privesc în cadă când facem bai împreună. Să bârfim ozeneurile. Îmi place să o privesc cum mănâncă. Zilnic vă pomenea rugăciunele ei.
Nu era zi lăsată de Dumnezeu fără să nu întrebe de voi. Pe unde mai sunteți, dacă mai sunteți? Și din ce trăiți, dacă mai trăiți? A trimis sute de scrisori la Moscova, la București, la Chișinău, dar la niciuna n-a primit răspuns. Când m-am născut, eram foarte frumoasă. M-am născut complet gheală. Îmi imaginez cerul. E atât de mare, încât adorm imediat, ca să mă liniștesc. Când mă trezesc, știu că Dumnezeu e un pic mai mic decât cerul. Altfel ar trebui, când ne rugăm, să adormim într-una de frică.